Aș dori ca să mai deschidem în Cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelia după Ioan, capitolul 12, de la versetul 20 până la versetul 26. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, de la versetul 20 până la 26. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde și cine își dorește viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Este un cuvânt care cred că poate să ne răsune fiecăruia dintre noi în urechi și în inimile noastre. Și cuvântul acesta este: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Mai mult ca niciodată, vremea pe care noi o trăim este o vreme în care fiecare dintre noi avem nevoie să-L vedem pe Domnul Hristos. Dar în același timp, semenii noștri care nu-L cunosc, aceia care sunt dincolo de Biserica lui Dumnezeu, aceia care sunt încă pe calea pierzării și care poate sunt chiar și în casele noastre, au nevoie să-L vadă pe Domnul Hristos. Mântuitorul aici, când au venit Andrei și cu Filip ca să-i spună lucrul acesta, spune un lucru care într-o mare măsură i-au mângâiat sentimentele sale, care erau în momentul acela atât de tulburate din cauza lucrurilor care aveau să se întâmple. Lucrurile care se întâmplau era împietrirea poporului. Venise la ai săi și ai săi nu l-au primit. Și în momentele acestea, când ai săi îl resping și îl trimit la moarte, apar niște străini, niște greci, niște oameni din aceia care erau dintre neamuri și care n-aveau parte la harul lui Dumnezeu, n-aveau nici parte, nici legătură cu harul lui Dumnezeu. Și aceștia vin și spun: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Alții nu știau cum să scape de El, alții nu știau cum să-L alunge de lângă ei și cum să nu-L mai vadă niciodată, și apar unii care vin și spun: am vrea să-L vedem, vrem să-L cunoaștem, vrem să știm cine este acest Iisus care a venit în mijlocul vostru și despre care am auzit că a făcut atâtea lucruri minunate. Și atunci Mântuitorul spune, zice: a sosit ceasul ca Fiul omului să fie proslăvit. A fost proslăvit prin faptul că vestea bună a Evangheliei pe care El a adus-o din cer a trecut dincolo de granițele Ierusalimului și a trecut dincolo spre neamuri și neamurile capătă un interes pentru El. Iată, atunci Mântuitorul putea fi văzut, am putea spune, în carne și oase. Or mai fi și astăzi oameni care să dorească să-L vadă pe Iisus, pe Domnul Hristos? Mai sunt oameni care zice: Domnule, aș vrea să-L văd și eu, aș vrea să-L cunosc și eu, aș vrea să am părtășie cu El. Cum aș putea să fac? Dar cred că lucrul cel mai important este, așa cum am spus la început, vremea pe care noi o trăim. Este vremea în care eu
am nevoie să-L văd pe El. Eu am nevoie să trăiesc ca El. Am nevoie să trăiesc cu El. Am nevoie să fiu îmbrăcat cu El. Am nevoie ca El să trăiască în mine, așa cum spunea și Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iată, am spus că am nevoie să fiu îmbrăcat cu Domnul Hristos. Este îndemnul cuvântului lui Dumnezeu. Îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Mă opresc. Este un imperativ. Este un imperativ pentru mine și un imperativ pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Spunem că suntem copii ai lui Dumnezeu și este un har să fii copil al lui Dumnezeu. Născut din Dumnezeu, născut din cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Este un mare har că am putut să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca Tatăl nostru. Dar eu ca și copil al lui Dumnezeu, îl prezint eu sau prezint eu că, prin viața mea că sunt un copil al lui Dumnezeu? Este o întrebare pe care fiecare dintre noi trebuie să ne-o punem. Aceia care mărturisim că suntem copii ai lui Dumnezeu. Se vede Domnul Hristos în viața mea? Se vede însușirile lui Dumnezeu în viața mea? Și mai spune cuvântul legat de această idee, îmbrăcat cu Domnul Hristos, spune în Epistola 1 a lui Ioan, capitolul 2, versetul 6, zice: cine zice că rămâne în El, adică îmbrăcat cu El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus Hristos. Este posibil? Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Este posibil. Dar să vedem totuși un pic cum a trăit și Domnul Hristos. Ce a avut Domnul Hristos? Noi oamenii avem gânduri întotdeauna de mărire. Vrem să fim mari, vrem să fim cineva, vrem să fim salutați, vrem să fim apreciați, vrem să nu facem parte dintre oamenii care sunt desconsiderați și care n-au nicio valoare în societatea aceasta. Întotdeauna vrem pe undeva să ne ridicăm un pic mai sus. A, eu nu sunt nici măcar ca vameșul acesta, spunea odată un oarecare. Așa suntem noi. Vrem mai mult. Și lucrul pe care ne învață cuvântul lui Dumnezeu, acestea sunt gânduri omenești. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne îndeamnă să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. Care a fost gândul care era în Domnul Iisus Hristos? Și gândul care a fost în Domnul Hristos a fost următorul. Primul lucru pe care l-a avut când era în slava lui Dumnezeu, a zis: mă dezbrac de slava aceasta, mă cobor jos la oamenii aceștia, mă fac asemenea cu ei. Apoi spune că dacă a venit aici, a luat un chip de rob și în felul acesta s-a apropiat de fiecare dintre noi. Ca rob întotdeauna te poți apropia de orice om, și de oamenii de jos și de oamenii de sus. Oamenii toți au nevoie de robi, au nevoie de oameni care să slujească. Și Mântuitorul a venit ca unul care a venit nu să îi se slujească, ci a venit ca El să slujească. Și l-am văzut pe paginile Sfintei Scripturi, de la un capăt până la altul, ca un mare slujitor al lui Dumnezeu. Și apoi spune că s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce. S-a smerit și a fost ascultător. S-a smerit. Și în legătură cu smerenia aceasta a lui, numai când privești la el lucrul acesta, dacă vrei să privești cu atenție, parcă te face să te smerești și tu. Dar el vine și ne spune: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Avem de unde să învățăm. Dacă vom privi la el cu atenție, atunci vom putea să vedem smerenia lui și să învățăm din această smerenie a lui, că el n-a căutat lucrul acesta. Iată, fiecare copil al lui Dumnezeu,
Fiecare din aceia care mărturisesc că sunt născuți din Dumnezeu, că sunt credincioși lui Dumnezeu, că îl slujesc pe Dumnezeu, fiecare trebuie să semene cu Tatăl lor, fiecare trebuie să semene cu Domnul Hristos, acela pe care îl slujește, acela pe care îl mărturisește și acela cu care spune că s-a îmbrăcat. Iată, Domnul Hristos n-a avut faimă. El când a venit, a venit într-o iesle. Nu s-a născut într-o casă de poposire sau într-o casă specială pentru ca de naștere să se poată naște. S-a născut într-o iesle. A primit lucrul acesta, s-a smerit și s-a născut într-o iesle. Apoi n-a avut părinți cu renume pe pământul acesta. A fost fiul tâmplarului, spuneau oamenii cu desconsiderație. Apoi cine o fi el? De unde o fi având el învățătură? Că este numai fiul tâmplarului, n-a învățat pe nicăieri. De unde știe el aceste lucruri? Deși la vârsta de 12 ani, atunci când el a intrat în templu, au rămas toți uimiți de învățătura lui. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că el creștea tot timpul în învățătură și în statură, în tot ceea ce putea să fie. Era plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Cel credincios, copilul lui Dumnezeu, el trebuie să crească în omul din lăuntru, în așa fel încât să fie plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Nu oamenii să se lovească de el, ci oamenii când trec pe lângă cel credincios să pună mâna la gură și să spună: am trecut pe lângă un sfânt, am trecut pe lângă un copil al lui Dumnezeu. Spune cuvântul că n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci el întotdeauna a spus așa: eu nu fac nimic de la mine însumi. Eu vorbesc așa cum a învățat Tatăl. Și apoi, un alt aspect al Mântuitorului pe care ni-l descoperă prorocul Isaia, spune că n-avea nici frumusețe, nici strălucire, n-avea nimic care să ne placă în chip fizic, pentru că așa a venit el în smerenie. Nu a căutat să își arate altfel fața lui, ci a fost așa ca un rob și ca un slujitor. Un alt lucru pe care îl vedem la Domnul Hristos și care nu se aseamănă de multe ori cu noi: noi căutăm oamenii cu vază să ne apropiem de ei, să fim în preajma lor, ca să căpătăm și noi cinste mai multă. Știu, e în legătură cu cutare, cu cutare, e în prietenia acestor oameni de sus. Dar Mântuitorul era un prieten al vameșilor și al păcătoșilor, pentru că a venit să caute ceea ce era pierdut. Și spune că vameșii și curvele vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și pentru aceasta, pentru că știa lucrul acesta, că cei mari n-au nevoie de Mântuitorul, n-au nevoie de Dumnezeu, ei au aici pe pământ și au ales totul, a zis: cei săraci au trebuință, cei bolnavi au trebuință de doctor. Și în felul acesta Mântuitorul s-a apropiat de oamenii de jos. S-a făcut una cu ei și toată lumea râdea de el. Este un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Iată, n-a căutat voia lui, ci a căutat voia lui Dumnezeu. Știm că atunci când era în grădina Ghețimani, Mântuitorul a zis: totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Asta a vrut. Și noi de multe ori parcă batem cu pumnul rugăciunile noastre înaintea lui Dumnezeu: Doamne, vreau, vreau, vreau. Și Mântuitorul, toată viața lui niciodată nu și-a impus voința, decât la sfârșit a zis: pentru mine și pentru dumneavoastră, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei împreună cu mine, să vadă slava pe care o am la tine. Asta a vrut, dar în rest a vrut numai voia lui Dumnezeu, n-a vrut voia lui. De multe ori atât de mult dorim și ținem la voia noastră, ținem la părerile noastre și în asemenea situații ne încrâncenăm între noi și apar discuții, apar certuri. Nu e bine așa, e bine cum zic eu, nu cum zici tu, cum zic eu, eu și eu și eu și eu. Și Mântuitorul n-a avut niciun eu. Eu lui a fost Tatăl.
Tatăl și voia Lui. Am vrea să vedem pe Iisus și să zicem acum o rugăciune: Doamne Iisuse, vreau să Te văd pe Tine în viața mea, vreau să semăn împreună cu Tine și vreau să fiu asemenea Ție, vreau să fiu îmbrăcat, să nu mai apar eu, să fiu îmbrăcat cu Tine. Ioan Botezătorul spunea, trebuie ca El să crească, iar eu să mă micșorez, să dispar de pe scenă. Și a rămas Mântuitorul și Ioan a plecat. Trebuie să rămână Mântuitorul în față și eu să nu mă mai văd. Trebuie ca El să crească în viața mea. Apostolul Pavel spunea, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și cuvântul aici mai vine și spune, cine își iubește viața o va pierde, dar cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Asta a înțeles Apostolul Pavel și a zis, Hristos în mine. Și atunci Hristos poate fi văzut, poate fi văzut și de semeni, poate fi văzut și de frați și de surori și de toți cei care sunt în jurul meu. Iată, El a fost, s-a îmbrăcat cu Domnul Hristos în tot ceea ce înseamnă Domnul Hristos, s-a făcut una cu El, în răstignirea Domnului Hristos și a răstignit firea pământească, în moartea Domnului Hristos a fost îngropat și apoi în învierea Domnului Hristos, că zice, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iată ce metamorfoză a fost în viața apostolului și această metamorfoză poate să fie în viața fiecăruia. El vine și ne îndeamnă pe fiecare dintre noi, zice, călcați pe urmele mele. Ce frumos! O viață de om al lui Dumnezeu, o viață care seamănă cu Mântuitorul și care poate să spună din toată inima, călcați pe urmele mele. Care dintre noi am mai putea să spunem lucrul acesta? Dar de ce spunea lucrul acesta? Întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. De aceea, El a putut să ne dea îndemnurile acestea. Și El mai mult decât atâta spune, acum pot totul în Hristos care mă întărește. Aceasta este pentru fiecare dintre noi o nădejde, că prin Domnul Hristos putem și noi să trăim o viață nouă, dar lăsându-L pe El, îmbrăcați cu El, răstigniți și morți împreună cu El și atunci El va trăi în viața noastră. Ce trebuie să facem noi, acum, în vremea aceasta de la urmă? În vremea aceasta de la urmă ar trebui să privim mai mult la Domnul Hristos, pentru că cuvântul ne îndeamnă sau spune, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și vedem slava Domnului și suntem schimbați. Privim. Ce înseamnă lucrul acesta? Să stai mai mult, să petreci mai mult timp, să-L contempli pe El și să-L iei de la început, de la naștere și până la înălțarea sa la cer. Să contempli viața Lui și apoi, contemplând viața Lui, fără să-ți dai seama, ceva se întâmplă în viața mea și ceva se întâmplă în viața dumneavoastră. Se schimbă ceva. Pentru că trăsăturile Lui, caracterul Lui, începe să ia chip în viețile noastre. Și putem să spunem și noi, poate, într-o măsură oarecare, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu în totalitate, ci Hristos trăiește mai mult în mine. Iată un lucru, această contemplare. Și în același timp, în Coloseni, capitolul 3, la început se vorbește, gândiți-vă la lucrurile de sus. Umblați după lucrurile de sus. Sunt iarăși lucruri care sunt practice. Să gândim la cuvântul lui Dumnezeu, care ne descoperă frumusețile care ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Să umblăm după ele. Pentru că voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și apoi vine cuvântul și ne spune lucrul acesta, căci pentru mine
Vom putea să spunem și noi ca Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 1, versetul 20 și 1, căci pentru mine, de acum înainte, a trăi înseamnă Hristos. Pentru mine, a trăi înseamnă Hristos. Ce frumos ar fi dacă fiecare dintre noi, contemplându-L, privind cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului, suntem schimbați. Apoi gândind și umblând după lucrurile de scurs. De ce? Pentru că nu mai suntem de aici. Suntem ascunși cu Domnul Hristos. Suntem în Domnul Hristos și suntem ascunși cu El în Dumnezeu. Și atunci să umblăm după lucrurile de sus. Și iată, dacă noi ajungem să-L vedem pe Domnul Hristos așa cum este El și viața noastră se schimbă, atunci cei din jurul nostru nu mai pun întrebarea aceasta, unde este Iisus? Unde este ca să-L văd? Vreau să-L văd. L-am văzut. Și știm cu toții că majoritatea dintre noastre știți că un misionar s-a dus într-o localitate ca să vestească pe Domnul Hristos. Și de acolo cineva a spus, păi omul acesta despre care vorbește a fost în mijlocul nostru. Dumnezeu să ne ajute. Amin.